Domnule senator, sunteți la primul mandat. Cum ați decis să treceți din mediul privat, din administrația publică, în Parlament? E o istorie oarecum nu complicată, mai mult din furie, ca să zic așa, pentru că văzând ce se întâmplă în România în ultimii 30 de ani, am decis ca noi, cei care profesăm o anumită profesie, să schimbăm ceva. Cum credeți că puteți influența activitatea Parlamentului? Atât timp cât nu iubești această țară, nu ai cum să fii în fruntea ei. Este normal ca un om politic sau care compune Parlamentul României, în primul rând să se gândească tot timpul că România trebuie să fie mereu, dacă nu în primele, măcar ca să zic așa, la jumătatea clasamentului, nu așa cum suntem în ziua de azi, pe ultimile locuri. Sunteți absolvent de drept? Da. În ce măsură puteți influența procesul de elaborare al legilor, având în vedere că Parlamentul lucrează de foarte multe ori cu legi care vin de la guvern? Practic, da. Parlamentul este în tren a guvernului din acest punct de vedere. Dacă vorbim de separația puterilor în stat, că ne considerăm și suntem un stat democratic, așa cum este definit, această separație a puterilor în stat, păi legislativul, dacă Parlamentul, singura lui funcție importantă este funcția legislativă. Guvernul este... Se deleagă tot timpul de Parlament această lege de abilitare, că din 90 încoace acest lucru a dăunat. Din punctul meu de vedere, vă spun ca jurist, guvernul ar trebui să emită doar hotărâri de guvern care să aprobe norme de aplicare a unei legi, iar Parlamentul tot timpul să exercite această funcție pentru care o are conform Constituției. Doar de elaborare sau de for legislativ. La noi, din păcate, sunt amestecate și nu știu vreodată dacă se va limita. Noi conducem practic România și în ziua de astăzi mai mult prin ordonanțe de guvern, ceea ce nu este normal. Odată ce ai un parlament și compus din parlamentari aleși, parlamentul trebuie să elaboreze legile, dar trebuie să fie doar o relație de colaborare, dar colaborarea să convergă în sensul că eu, Parlament, elaborez o lege, trimit acea lege în domeniul pentru care a fost emisă, iar guvernul elaborează normele de aplicare. Și atâta tot. Sunteți jurist, ați activat în acest domeniu, în domeniul asigurărilor. Da. Ce ați dori să modificați din acest pachet de legi mare privind asigurările, gândindu-mă și la ce s-a întâmplat acum pe piață cu prăbușirea unei astăzi mă gândeam, mari companii? În ultimii 5 ani asistăm la, din păcate, asistăm la un tragic eveniment în asigurări. Sunt 3 societăți de asigurare care au intrat în ultimii 5 ani în faliment. Începuturile mele în acest domeniu sau ca și consilier juridic în asigurări, în acest domeniu, a început la Carpatica în 2004. Carpatica astăzi nu mai există. Și aici am o mare supărare, pentru că din cele 2 societăți cu capital românesc, Astra și Carpatica, nu mai există niciuna în ziua de azi. Practic, noi nu mai avem o societate de asigurări care să concureze cu orice societate care au venit și au investit în România. Și aici mă refer în primul rând că piața asigurărilor este deținută 99% de capital austriac. Ar trebui în lege intervenit în mai multe feluri, chiar și cu acest fond de garantare a despăgubirilor.
dacă nu ai concurență, și este normal, nu pot să zic că e monopol al capitalului austriac, pentru că și el este împărțit pe mai multe societăți. Revin, noi ar trebui cumva să încurajăm investitori români să intre pe piață și să fie concurenți capitalul străin, pentru că altfel nu ne putem dezvolta nici în domeniul ăsta măcar. La fondul de garantare am observat acum că este tot prin ordonanță de guvern au venit cu noi reglementări bune în domeniul. S-a mărit plafonul de despăgubire de la 450.000 la 500.000 de lei. S-au dat termene, nu mai există. Și în ziua de astăzi sunt dosare de daună, ca să vă dau un exemplu, din 2015, de când a intrat în faliment Astra, nesoluționate nici în ziua de azi. Și acum s-a intervenit și avem, de la data rămânerii definitive a hotărârii de judecătorești de deschiderea procedurii falimentului în cazul City, în 60 de zile să se... Că este clar, odată ce a intrat în faliment, nu mai societatea asta, nu, chiar dacă, să zicem că ar intra un administrator sau un lichidator judiciar și ar contrabalansa oarecum să mențină această societate. Este clar, deci, întotdeauna trebuie căutat în lege și în orice domeniu protecția cetățeanului. City fiind numărul 1 în vânzarea polițelor de asigurare de răspundere civilă auto, deținea undeva la 42 sau 43% din piață, vă dați seama că au emis milioane de polițe de asigurare. Acum vine reversul, că fiecare poliță este potent în momentul de față, un potent dosar de daună. Acum, dacă o iau, nu vreau să o iau cu transportatorii, că vă dați seama, dacă un transportator are o daună auto și nenorocul, ca să zic așa, ar fi să cel care e vinovat să aibă poliția la City, păi omul ăla poate numai din asta trăiește, din, mă rog, capul tractor și semiremorca, dacă nu-i produce sau nu merge cum vorba șoferului, nu se învârte roata, nu mănânc. Vă dați seama că în situația asta, el practic și el la rândul lui intră în insolvență, neprimind despăgubirea pentru prejudiciul creat. O altă problemă care am observat-o de-a lungul timpului în acest domeniu este Autoritatea de Supraveghere Financiară. Și de aici este tot lanțul acesta, pentru că atunci când autorizezi o societate de asigurare ca să emită polițe, în special de, mă refer aici la răspundere civilă auto, obligatorie auto, păi fiind și nou pe piață, pentru că City a venit în coace din 90, acum maxim 10 ani. Știind că am avut precedent Astra, Carpatica, trebuie să monitorizeze mai mult, nu numai ca să facă controle cu adevărat, dar vedeți că și aici, în ASF, fiind aleși politic, atât președintele cât și membrii Consiliului de Administrație, nu putem vorbi de profesionalism, pentru că ASF-ul, în momentul când a emis această autorizație de funcționare și de intrată pe piață odată o societate, că vă spun eu, de-a lungul ultimilor 20 de ani au fost foarte multe societăți de broker de asigurare care au intrat în insolvență, inclusiv în faliment, tot prin proasta gestionare a autorității. Înainte a fost CSEA, adică Comisia de Supraveghere în Asigurări, care a devenit Autoritatea de Supraveghere Financiară. Având acest organ și funcționează după legea de organizare și funcționare a ASF-ului, controlele să se facă cu adevărat, faptic, și acolo unde sunt nereguli, păi e mai ușor să îi suspenzi o perioadă până își revine societatea, dacă își revine
având o daunalitate foarte mare sau sistemul ăsta de solvabilitate a societății, că aici vedeți dumneavoastră, piața asta asigurări implică foarte mult, pe lângă că sunt foarte mulți bani, implică și foarte mult contact cu persoane, fie ele fizice sau juridice. Începând de la un banal accident, un mic accident rutier, până la, Doamne ferește, cauze penale cu vătămări corporale sau ucideri din culpă, că din păcate se întâmplă și astfel de lucruri, unde sunt implicate mai multe instituții ale statului, parchete și așa mai departe, sistemul ăsta trebuie, de fapt, sistemul de asigurări la noi trebuie oarecum reformat. Alte solicitări pe care le primiți la biroul parlamentar? Multe nu sunt de competența parlamentarului, că, adică nu neapărat că nu e vina parlamentarului, că nu, eu știu, nu a venit gazul pe o stradă în Constanța. E adevărat, multe vizează autoritățile locale. Locale, da. Dar cum intermediați între autoritățile locale? Cu legea 55 este o mare problemă, pentru că noi în campanie am fost singurii care am ieșit pe stradă în situații de stare de urgență, de stare de alertă, toate stările astea. Și membrii de partid au fost, inclusiv eu, inclusiv colegul, am fost sancționați undeva la tot amenziile în cuantum de vreo 28.000 de lei. În cele două săptămâni de campanie. Și știți foarte bine că prima ordonanță care s-a dat atunci a fost declarată neconstituțională. Pentru că președintele a declarat atunci stare de urgență fără să consulte Parlamentul, mă rog, a fost neconstituțională. Aceeași ordonanță 1 a fost introdusă în legea 55 de la capul la fine. În legătură cu această lege... Noi am cerut abrogarea ei ca să... Deci ați cerut abrogarea legii, da. 55. Am inițiat un nou proiect de lege în care solicităm abrogarea. Curtea Constituțională, ultima decizie care a dat-o pe această lege, a stabilit și un singur articol că este neconstituțional, dar noi am încercat, 3 sesizări au fost pe rolul Curții Constituționale, dar un singur articol a fost declarat neconstituțional. S-au dat foarte multe amenzi, cu un cuantum, adică spre maxim, chiar și 5.000 de lei au fost persoane, pentru că m-ați întrebat, da, multe persoane au venit și au zis, domnule, ce facem cu amenziile astea, că le avem în cârcă și sunt foarte mari, amenzi de 5.000 de lei, de 2.000 de lei. Și de-aia vreau să vă povestesc că am fost exact în a doua zi după ce am ieșit parlamentar în audiență la ministrul justiției, la Stelian Ion, care e tot constanțean și chiar am avut adversar odată când era avocat într-un dosar și am zis, hai să încercăm o amnistie, pentru că per total în țară erau undeva la, că nu mă înșel, da, nu vreau să mă înșel, că nu mai știu, că eu am făcut raportul ăla, undeva la vreo 300.000 de euro per total contravenții date pe legea 55. Și am întâlnit cazuri în care au fost bătrâni care nu au știut, ei nu se informează, adică nu au acces la informații și au ieșit pe stradă fără mască sau că să-și iau pâine și a fost amendat cu 5.000 de lei, în condițiile în care are pensie de 800 de lei. Este adevărat, nu putem să nu spunem un principiu de drept că nimeni nu poate invoca necunoașterea legii. Dar ca să-i dai maximum de sancțiune, adică, nu știu, undeva s-a făcut și puțin abuz de putere, ca să nu zic altfel.